Prima dotare de amploare are loc la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Târgu Mureș. Sunt donate echipamente medicale în valoare de peste 70.000 de euro. Totodată, va fi dotat Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu echipamente în valoare de 66.265 de euro. În total, în prima parte a anului 2021, vor fi dotate cel puțin 10 unități medicale cu aparatură în valoare de 1 milion de euro. Mecanismul de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit către secțiile de pediatrie și neonatologie este una dintre sursele importante atât de finanțare, cât și de solidaritate socială, au precizat reprezentanții Salvați Copiii România. Datele centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică și utilizate de organizația Salvați Copiii România arată că intervenția medicală rapidă și adecvată ar putea reduce mortalitatea în rândul copiilor cu vârste între 1 și 4 ani, ale cărei principale cauze sunt leziunile traumatice, afecțiunile aparatului respirator, tumorile și malformațiile congenitale. Danemarca este țara unde și are sediul producătorul de turbine eoliene Vestas și totodată este cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore, Ørsted. Parlamentul de la Copenhaga a aprobat o lege care vizează reducerea cu 70% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, urmând ca în 2050 să ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. În 2018, aproximativ 41% din necesarul de electricitate al Danemarcei a fost acoperit de energia produsă de turbinele eoliene, cel mai ridicat procent din Europa. În prezent, Danemarca are o capacitate de producție a energiei eoliene offshore de 1,7 gigawatts, când insula artificială din vestul Danemarcei, precum și alte insule mai mică din Marea Baltică vor fi construite, capacitatea offshore a Danemarcei ar urma să fie de 7 ori mai mare. Când insula artificială din vestul Danemarcei, precum și o altă insulă mai mică din Marea Baltică, vor fi construite, capacitatea offshore a Danemarcei ar urma să fie de 7 ori mai mare.
prin comparație, cei sub 25 de ani au fost mai puțin interesați de un job nou la început de an, însă se observă o creștere ușoară comparativ cu ultima lună din 2020. În continuare, și în luna ianuarie acestui an, femeile conduc clasamentul, acestea fiind responsabile cu peste jumătate dintre aplicările la joburi. Dinamica pieții muncii a fost vizibilă cu precădere în București și Ilfov, unde au fost înregistrate aproape 300.000 de aplicări, urmate de județe precum Timiș, aproape 100.000 de aplicări, Cluj, cu peste 47.000 de aplicări, Brașov și Iași, cu circa 40.000 de aplicări fiecare. În ansamblu, candidații au căutat joburi în special în domenii precum financiar-contabil, inginerie, transporturi, ITNC și medical and pharma.